Salut! Sunt Dani și vreau să vă arăt cum să faceți un server de Minecraft gratis. Îl puteți face pe net fără probleme. Adică fără să mai downloadați voi un program, să faceți aia, să faceți cealaltă. Adică să intrați pe Minecraft, să zice Minecraft.net. Să downloadați chestia aia de făcut servere, nu, fără să mai băgați plugin-ul, să vă mai chinuiți voi, nu, foarte simplu. Am eu link-ul în descriere, intrați pe el, este Adfly, dați sar peste și vă duce pe site-ul respectiv. Pentru a putea face ceva pe site-ul acesta, trebuie să vă faceți un cont. Pentru a vă face cont, unde scrie aici, în dreapta sus, Guest, dați pe săgeata aceasta în jos și dați sign up sau login dacă aveți cont. Eu îi dau sign up să vă arăt cum. Aici, băgați e-mail-uri, care le vreți dumneavoastră. La username băgați ce username vreți. La parolă ce parolă vreți și la retype password ce parolă ați băgat aici. Eu îi dați sign-up, o să vă dea o să vă trimită un e-mail. Voi trebuie să-i dați pe linkul care vi-l dă acolo, să dați pe linkul de acolo ca să activați contul. După ce ați activat contul, intrați la login. La username băgați username-ul sau da, username-ul care l-ați făcut acolo și la parolă băgați parola care a scris-o de două ori. După aceea îi dați login. Ok, până aici a fost ușor. După ce v-ați logat pe server, aveți serverul la un click distanță. Dați pe săgeata aceasta în jos și unde scrie My Server. Așteptați puțin, se încarcă pagina și o să vă dea aici pagina serverului sau cum să vă zic, la server, ceva gen consola serverului. Ok, IP-ul nu este acesta, o să vă dea un IP pe care va trebui să-l băgați după ce dați start. Dar deocamdată haideți să facem ce avem de făcut pe aici. La slots. Băgați câți player vreți să joace pe server. De la 1 până la 10 player deocamdată. Eu las la un player. La whitelist băgăm yes sau no. Dacă dăm yes, trebuie să băgăm aici numerele la care vrem noi. Numele la care vrem noi ca să fie whitelist, adică care să intre pe server, nu, dacă nu sunt băgați la whitelist, cine nu-i băgat aici la whitelist nu poate să intre pe server. Eu îi dau no ca să pot să intru, să nu mai stau să scriu acolo, dar dacă vreți puteți să scrieți aici numele la prietenii voștri, să zicem așa, ASD, îi dați pe plus și l-a adăugat aici la whitelist. Dacă ați dat yes. Dacă nu ați dat yes, nu trebuie să faceți asta. Ok, trecem mai departe. La online mod, dați Crake sau Premium. Premium, dacă aveți Minecraft-ul cumpărat. Crake, dacă aveți Minecraft-ul crăcuit. La mod de băgați, bun venit pe serverul nostru sau tot ce vreți voi. Eu pot să las salut sau orice vreți voi, puteți să scrieți aici. La game mode, dați survival, creative sau adventure. Eu las pe survival, cred că toată lumea știe ce înseamnă asta, survival, creative și adventure, ca să nu mai explic și la asta. La difficulty, alegem peaceful, easy, normal sau hard. Eu las pe easy. PvP, dacă vreți ca pe server să fie PvP sau nu. Dacă vreți PvP, dați yes. Dacă nu vreți PvP, dați no. Command block. Dacă vreți să dați comenzi din blocul acela de comenzi, doar cei care știu să umble cu blocul de comenzi, să dea enable. Dacă nu știți să umblați cu el, dați disable și nu aveți treabă cu el.
fly. Dacă vreți să fie fly peste, dacă vreți ca să fie fly-ul activat, adică cei care au hack și zboară, să zboare în continuare, să nu fie problemă. Sau dacă dați enable, poate să zboare hackerii. Dar dacă dați disable, nu poate să zboare nimeni. Adică dacă ei intră cu hack, îi scoate imediat după server și o să intre înapoi, cum să vă zic, dacă intră cu hack, îi scoate după, dacă încearcă să zboare, când este disable, îi scoate după server. Dacă este dat pe enable, încearcă să zboare, poate să zboare până la nesfârșit, ca și cum ar fi pe creativ, da. La aici, la vanilla, alegem ce versiune vrem noi, de la 1.1.0 până la 1.7.5. Deocamdată 1.7.8 și 1.7.9 nu s-au implementat. Alegem 1.7.2, să zicem așa, îi dăm install. Serverul s-a instalat. Aici la whitelist v-am zis ce să faceți și la OPS aici. Alegem cine vrem să fie OP pe server. Să zicem eu vreau să fie numele, să fiu eu. Dani0505, da? Îi dăm pe plusul acesta și din acest moment acest nume este OP pe server. Dacă știți ce înseamnă OP, dacă nu vă explic acum. OP înseamnă cei care sunt ceva owner sau admin sau au dreptul la toate comenzile de pe server. Asta înseamnă OP. Bun. După ce am terminat toate astea, mergem și dăm start. Așteptăm să se deschidă serverul. Ne zice attempting to start, loading și o să ne dea acum start și o să ne dea o adresă de IP pe care noi o introducem în Minecraft. Până atunci, haideți să dăm drumul la Minecraft. Uitați, eu am numele ăsta, deci ăsta, numele vostru, dacă este, îl puneți acolo la OPS. Îi dăm play, deschidem Minecraft-ul și gata, ni s-a deschis serverul. Aceasta este adresa de IP, unde scrie din IP. Asta trebuie să dați IP-ul la cine vreți voi. Zice, serverul se va opri în 4 minute și 30 de secunde. De ce? Pentru că nu sunt câți playeri am pus la slots. Dacă eu pun 10 playeri și intră 2 playeri, serverul se va opri pentru că trebuie să fie toate sloturile ocupate. E din cauza la ei, din cauza la Atheranos, este făcută această problemă, să zicem așa. Ok. Mergem în Minecraft, dăm la multiplayer, dăm la adaugă server, să vă arăt de ce v-am zis la modul de să scrieți ce vreți voi. Dăm gata. Și aici, normal unde scrie Atheranos.org, nu trebuie să vă dea, să vă dea acest ce a scris voi aici, salut sau nu știu ce, salut sau ce ați vrut. Dar eu am făcut un server mai devreme să văd dacă merge și am lăsat un punct. Dar dacă mai încercați o dată să vă salva, încerc să vă cauză la muzică la Minecraft. Ok, serverul zice că merge, dăm, intră pe server. Și după cum vedeți, după cum puteți vedea, avem propriul nostru server de Minecraft. Acum dacă mi se mișcă mie puțin în lag, am, după cum vedeți, merg și pe Windows 8. Și am și Minecraft, mai și filmez, mai sunt și pe Google și mă ține laptopul, dar zic că dacă se vede că e puțin lag, nu este din cauza la server. Ok, după cum puteți vedea, ați intrat pe server, uitați acum, dacă ați intrat aici, nu vă mai apare timpul că a expirat, deci zice 1 din 1. Ok, la send comment aici. Voi puteți să dați time set day. A intrat comanda, timpul a fost setat la 1000. Puteți să scrieți aici say salut
server, puteți să intrați să vedeți cu prietenii și să vă mai arăt ceva repede. Aici. Uitați, aici. Când este serverul oprit, voi puteți să downloadați mapa sau să băgați o mapă care vreți voi de Minecraft. Puteți să băgați Skyblock, să zicem. Puteți să băgați Skyblock și să vă jucați cu prietenii Skyblock. După ce ați băgat mapa care ați vrut voi, o downloadați și puteți să vă jucați singur sau cum vreți, nu știu, aici. Deci pe domnul a downloadați mapa care este, adică dacă ați făcut un castel frumos și nu vreți să pierdeți mapa, nu vreți să pierdeți, să o aveți, dați download și se va salva în computer. Sau dacă vreți să băgați o mapă nouă pe serverul ăsta, dați pe new și vă duceți un folder unde aveți mapa. La reinstal, dacă vreți să reinstalați serverul, se va șterge tot, absolut tot. Sau backup, să aduceți totul înapoi. Eu sunt Dani, sper că v-am fost de ajutor și nu uitați, dacă v-a plăcut videoclipul, un like, un subscribe sau ce vreți voi. Mersi pentru vizualizare și în câteva zile o să mai fac un videoclip cu un alt site pe care puteți să faceți server de Minecraft. La revedere!